O femeie în vârstă de 74 de ani din localitatea Corcova, județul Mehedinți, a sesizat poliția orașului Strehaia cu privire la faptul că soțul său a lovit-o. Bărbatul în vârstă de 74 de ani a mers la locuința comună, deși avea emis împotriva sa ordin de protecție de către poliție cu păstrarea distanței de 100 de metri față de soția sa, lovind-o cu pumnii și cu picioarele în zona capului și abdomenului. La fața locului s-au deplasat polițiștii din Strehaia, care au stabilit faptul că în data de 19.07.2021, în jurul orelor 18, bărbatul ar fi agresat-o pe femeie după ce acesta avea interdicția asupra ei. Bărbatul nu s-a potolit, iar în următoarea zi a fost la locuința comună, unde a agresat-o din nou pe femeie. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție, fapte prevăzute și pedepsite.